Poveste de adormit copii A fost odată ca niciodată, cât de n-ar fi, am adormit fără a mai povesti, un dințo Schweiter, care voia să plece într-o călătorie până la capătul pământului și poate chiar mai departe. Un dințo Schweiter nu stă prea mult pe gânduri când e să plece într-o călătorie și nici n-are nevoie de prea multe lucruri pe care să le ia cu el când pleacă. Pentru el e important să aibă în bagaj doar pasta de dinți, periuța de dinți și foarte multă mâncare. Așa că s-a apucat să-și facă un sandviș care să-i ajungă pe drumul până la capătul pământului și poate chiar mai departe. N-a fost ușor încă de la început, adică de la prima felie. Cu ce să încep? Se gândea din sofa în cu pâine albă sau integrală, să fie o felie prăjită sau proaspătă, să fie graham, să fie corn, să fie croissant, greu să se hotărească. Și s-a gândit, și s-a gândit, și s-a gândit, și s-a gândit, și iar s-a gândit. Oh, of, tare greu mai era. Oare să abandonez călătoria de la prima felie? I-a trecut un gând teribil prin minte din sofarin Nu! Și-a răspuns tot el hotărât. Și s-a decis să pună ca bază pentru sandvișul lui pentru o călătorie până la capătul pământului și poate chiar mai departe o felie de pâine neagră, de secar, cu semințe de pin peste care a început să pună, o omletă din șase ouă, o felie de cașcaval o felie de avocado, trei prune, patru frunze de salată creață, o bucată de bacon crud, o bucată de bacon prăjit, o bucată de bacon în plus, un ou ochi, un morcov, doi morcovi, trei morcovi, un ou fiert tare, un ou vopsit roșu, puțin păstrăv prins gata afumat, puțin somon un pic marinat, un mănunchi de brocoli și unul de conopidă, zece semințe de rodie, opt curmale culese de dimineață din copac, un fir de ceapă verde și o felie de ceapă roșie, un vârf de cuțit de boia, o bucată întreagă de mozzarella de bivoliță, puțină frișcă, nițel muștar, un bob de mazăre, un drop de sare, un strat gros de pate de ficat făcut în casă, o inimă de pepene galben, un cocoș de pepene roșu, o cireașă grasă, o caisă coaptă, o roșcovă parfumată, o gutuie galbenă, o lămâie stoarsă, o andivă, o scrumbie, o plachie, doi miești de nucă, trei migdale o felie rotundă de prosciutto, ciuperci crude, ciuperci fripte, ciuperci otrăvite. E, na, am vrut să văd dacă dormiți. he? Dormiți? Bine, mai departe. O găleată de măsline, 11 felii de portocală portocalie, două pișcoturi, trei madlene belgiene și o mandarină chinezească, puțin șofran adus direct din India, o roșie cerii tăiată în patru cu un cuțit ascuțit și tot așa până ce din sofarin nostru a adormit. Sfr, 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 sfor, el și visac la capătul pământului ajunsese deja, mâncase și acum pe dinți se spăla dar un copil care nu dormea l-a trezit din vise și din în șvaiterul s-a scuturat odată de era să dea sandvișul peste cap. E, și a continuat. A pus în sandvișul lui o scoică fiartă în vi și un borcan plin cu zacuscă, o vânătă coaptă și un cățel de usturoi. A pus mămăligă cu lapte și brânză de burduf și brânză de vaci și unu-doi raci fierți și compo de ananas și niște jeleuri de cofetărie de fițe și o aca de amaronie. A pus rozmarin dintr-o cutie și o cupă de înghețată de ciocolată și piure de dovleac și cartofi fierți cu unt și batoane de susan și bufarine și trei cupe de înghețată de vanilie și o feliuță de măr copt cu scorțișoară, apoi orez cu lapte și multă miere de albine două ridichi uriașe și una de lună, patru căpșune coapte, o pungă de floricele și multe afine și și mai multe bomboane de ciocolată. Și și poate ar fi continuat tot așa până în ziua de apoi, să-și facă sandvișul pentru călătoria sa până la capătul pământului și poate și mai departe. Dacă povestea noastră nu s-ar fi spăvit, pentru că fiecare copil care o ascultă, sigur, a dormit. Și somn ușor.